Cel mai mare festival de blues din țară a avut loc și anul acesta la Focșani. În cele 3 zile de spectacol au urcat pe scenă nume cunoscute din industria muzicală internațională, anunță organizatorii FBF. Realizat 100% din voluntariat, Focșani Blues Festival a găzduit 9 concerte cu artiști internaționali și a oferit acces gratuit tuturor doritorilor. Cea de-a treia ediție a festivalului s-a desfășurat în perioada 7-9 septembrie în Piața Unirii din Focșani. Stăm de vorbă chiar acum cu Andreea Pancu, vicepreședintele Asociației Estetica și director adjunct al festivalului Focșani Blues Festival. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenție. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vorbim așadar despre a treia ediție a Focșani Blues Festival. Este vorba despre... Da. Este un succes. Vă rog să ne povestiți puțin ce s-a întâmplat acolo și cum v-a venit ideea. De unde a pornit acest proiect? Da, în primul rând toată lumea întreabă de ce Focșani. Asta este prima întrebare. Iată, răspunsul este că Focșani este acasă pentru echipa festivalului și pentru inițiatorul festivalului. Povestea a început în anul 2016, la inițiativa domnului Bernard Scher. Am ființat o organizație non-guvernamentală care practic a propus misiunea simplă de a aduce muzica către oameni. Am gândit tot ce am făcut ca și cum ne-am fi raportat la oricare din marile scene ale lumii. Ne-am dorit să construim în Focșani o comunitate puternică de oameni care iubesc muzica bună și de ce nu să dăruim copiilor de-a lungul anilor ceva din atmosfera și experiența unui festival internațional de anvergură. Cred că succesul practic a venit din faptul că a fost gândit încă de la primele etape la țară internațională. Subtitea Oscar a venit când, încă după prima ediție, am fost desemnați ca fiind cel mai mare festival internațional de plus din România, iar managerii trupelor din America ne încurajează, pentru că suntem clar în top 10. Despre ce trupe vorbim? Ne puteți da câteva nume, vă rog? Tineri, l-am avut pe Ben Poole, care este unul dintre cei mai buni chitariști din Europa. Apoi l-am avut pe Joe Louis Walker, o legendă a chitarei care a fost recrutat de The Blues Foundation and The Blues Hall of Fame. Duminica am avut-o pe Shemeca Copeland, cântăreața cu nominalizări Grammy în anul 2002, declarată în 2011 de Chicago de noua regina bluesului și totodată tot ea a interpretat la Casa Albă, la ceremonia de invitare a președintelui Obama. Așteptați un asemenea succes al festivalului? Prima ediție a fost o provocare, atât pentru noi cât pentru sponsorii, partenerii și participanții, care practic nu știau la ce se așteptă de la un asemenea festival, de asemenea învergură promisă în Focșani. Ambiția a fost să așezăm Focșani pe harta majoră a evenimentelor de gen, să dețină un reper pe piața festivalului de muzică plus, iar Focșani pe festival să devină o carte de vizită pentru Focșani, pe care inclusiv artiștii prezenți în festival, care de fiecare dată spun că vor să se reîntoarcă, o promoveze în industria muzicală internațională și nu numai. Vedem în imagini de la copii până la oameni în vârstă. Da. Publicul este prezent acolo atât pentru acest mare atinge care vorbeam mai devreme, dar mai ales pentru țara trăită în Piața Unirii. Cei mai mulți prezenți au înțeles că festivalul este mai mult decât muzică, mai mult decât anumite artiști extraordinare. Este vorba de acea atmosferă de acolo, de anumită experiență, de anumită trăire. Fiecare cu asta rămâne la final, cu o trăire aparte. Și asta credem noi că e important și că contează cel mai mult. Ne-am bucurat în fiecare an de un public deosebit de frumos. Am văzut oameni cu lacrimi în ochi de bucurie. Am primit un feedback excelent, care ne dă energia necesară să încercăm să păstrăm festivalul pe un trend ascendent, să venim întotdeauna cu ceva nou pe care să surprindem. Cred că e vorba de line-up, de amenajare, de comunicare. Este un festival realizat 100% din voluntariat, am citit mai devreme. Ce înseamnă asta mai exact? Da, echipa este micuță, dar strânsă, aș putea spune. Fiecare... avem joburile și proiectele sale. Domnul Bernard, care este unei companii, Mariana, antreprenor, arhitect, un proiect manager, un director de vânzări, am o firmă de IT. Cu toții avem joburile și proiectele noastre, dar facem asta din pasiune și din dragoste pentru orașul nostru, din dragoste pentru muzică. Ce ne pregătiți pentru ediția următoare? Pentru edițiile următoare, da, povestea festivalului spune că începe să prindă contur.
am mai îmbunătățit, ne-am definitivat strategia de brand, îmbunătățit pe toate planurile, încercăm să creștem bugetul, că viața de asta depindem, am crescut numărul artiștilor de clasă A. Vrem să reconfirmăm ce am realizat în edițiile trecute, că nu a fost o simplă întâmplare, ne propunem să creștem prin pasiune, prin fidelizarea spectatorilor, față de valoarea și stilul abordat de acest cântec. Sperăm ca numărul de participanți să crească an de an. Mulțumesc frumos pentru intervenție. Vom fi cu ochii pe Focșani Festival. Până atunci mergem într-o scurtă pauză de publicitate. Revenim imediat.